Salutare colegi pescari, mă aflu pe Balta Maiorul la o partidă de câteva ore. Am venit pentru distracție, pentru activitate. În continuare vedem ce va ieși. Ca momeală am ales să folosesc nada de la Claumar Pescar Premium Fish Meal, alături de un complex jos. Deschid. Ah, se deschide. Vom pune niște complex jos. Vom începe să adăugăm și apă. Cam așa arată. O vom lăsa cam 15 minute să tragă apă, să se umecteze și vom da drumul la treabă. Cam așa arată și montura. Pe monitor folosesc nada pe care v-am prezentat-o mai devreme de la Claumar cu fish meal. Iar la cârlig folosesc un copac de ou de la Claumar Tutti Frutti. După cum ați văzut și în videoclip, nada pe care am folosit-o a fost un ground bait premium fish meal de la Claumar Pescar și niște pop-up-uri de 8, tot de la Claumar Pescar, cu Tutti Frutti. Acestea au fost câștigătoarele și doar la acestea am prins. Se pare că acestea au fost cele mai îndrăgite de pește. Am ajuns și la finalul partidei, am prins un număr de 11 pești. Trăsături au fost mai multe, dar din păcate au fost și câteva rateuri. Chiar m-am distrat. Din păcate peștele n-a vrut să mănânce chiar așa cum mă așteptam. Dimineața când am ajuns au fost trăsături una după alta, aveam toate lansetele pe mal. Și după, nu știu, a început vântul, nu s-a încălzit, era destul de răcoare și peștele n-a mai vrut să mănânce. Cât a picurat și n-a bătut vântul, a mâncat. După, din păcate, nu prea a mai vrut.
Cam acesta a fost și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un subscribe și un share și noi sigur ne vom revedea data viitoare. Pa!